Eu sunt calea, adevărul și viața, spune Domnul. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Să fie cu voi. Și cu Duhul tău. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Luca. Mărire ție, Doamne. În vremea aceea, Iisus a zis: Vai vouă, pentru că ridicați morminte profeților pe care părinții voștri i-au ucis. Așadar, sunteți martori și încuviințați faptele părinților voștri, pentru că aceia i-au ucis, iar voi le ridicați morminte. De aceea și înțelepciunea lui Dumnezeu a zis: Voi trimite la ei profeți și apostoli, dar dintre aceștia ei vor ucide și vor prigoni, ca să se ceară socoteală de la această generație pentru sângele tuturor profeților ce s-a vărsat de la întemeierea lumii, de la sângele lui Abel până la sângele lui Zaharia, care a fost ucis între altar și sanctuar. Da, vă spun, se va cere socoteală de la această generație. Vai vouă, învățători ai legii, că ați luat cheia cunoașterii, voi nu ați intrat, iar pe cei care voiau să intre, i-ați împiedicat. Când a ieșit el de acolo, cărturarii și farizeii au început să se înverșuneze împotriva lui, și să-l incite să vorbească despre multe, întinzându-i curse ca să prindă ceva din gura lui. Cuvântul Domnului. Lăudați să fie Iisus Hristos. Vai vouă, învățători ai legii, că ați luat cheia cunoașterii. Un reproș aspru pe care îl face Iisus cărturarilor și farizeilor, care se credeau mai presus decât legea, ei înșiși spunând că împlinesc legea până la cea mai mică virgulă. Lege care nu era pentru toți, ci doar pentru cei care făceau parte din poporul ales. Adică erau oarecum privilegiați de Dumnezeu. Însă cu Iisus s-a rupt catapeteasma, adică pânza care despărțea, să spunem așa, ceea ce se petrecea la templu de restul lumii. Și în felul acesta, mântuirea este pentru toți oamenii, nu doar pentru aceia care, cum spune Iisus, aveau cheia legii, aveau cheia cunoașterii. În prima lectură de astăzi, o lectură în care se enunță tema principală din scrisoarea către romani, în această lectură am ascultat de multe ori acest cuvânt: dreptate, îndreptățire și justificare. La ce se referă aceste cuvinte? Ce înseamnă dreptate în limbajul biblic? Dikaiosune ar fi în limba, în limba greacă, în care a fost scris Noul Testament. Ce înseamnă
înseamnă acea dreptate care nu ține de lege, adică de împlinirea unor prescripții, cum ar fi circumcizia și alte prescripții, ci este dreptatea pe care a adus-o însuși Mântuitorul prin pătimirea, moartea și învierea sa. Iar în acest fragment este, ni se prezintă câteva cuvinte care, dacă le înțelegem într-un mod mai profund, înțelegem cu adevărat ce înseamnă că Hristos este Mântuitorul tuturor oamenilor. Pe acesta, adică pe Iisus Hristos, Dumnezeu l-a rânduit jertfă de ispășire. Jertfă de ispășire. La ce se referă această jertfă de ispășire? În templu exista arca alianței și deasupra era un capac, nu? Și marele preot stropea cu sânge acel capac de pe arca alianței, în felul acesta aducându-se ispășire pentru păcatele preotului care celebra, marelui preot, și apoi pentru păcatele întregului popor. Ei, Hristos este cel care prin sângele său a ispășit nu doar păcatele poporului, ci păcatele întregii lumi. Așadar, unde este motivul de laudă, se întreabă Sfântul Paul, prin care lege a faptelor? Nici de cum, ci prin legea credinței, pentru că omul este justificat prin credință. Sigur că unii spun, dacă este omul justificat prin credință, ce rost mai au faptele? Care este scopul acestor fapte? Nu este vorba despre faptele legii, acelea despre care vorbește Sfântul Apostol Iacob, ci este vorba despre faptele care vin din credință. Adică, cel care trăiește în Hristos este un om nou, ale cărui fapte izvorăsc din propria sa credință. Căci fără Hristos nu există mântuire. Ba chiar, mai mult decât atât, Hristos este, spunem așa, podul care duce spre cer pentru toți oamenii, indiferent că sunt creștini sau altfel, și asta ne învață Concilul al doilea din Vatican. Unul este Dumnezeu care îi va îndreptăți pe cei tăiați împrejur din credință și pe cei netăiați împrejur tot prin credință. Iubiți credincioși, mântuirea lui Hristos este pentru toți oamenii. Nu mai este deosebire între evreu și păgân sau cei care făceau parte din neamuri, așa cum este exprimarea din lectura pe care am ascultat-o astăzi, căci pentru toți a venit Mântuitorul, nu doar pentru unii, ci pentru toți, dar de mântuire vor avea parte aceia care cred și care îl caută pe Dumnezeu din toată inima. Să cerem Domnului harul de a nu ne considera mai buni decât alții, ci de a ne considera împreună pelerini pe drumul mântuirii, în fața noastră stând crucea de care a fost îndrăgostit Sfântul Paul al crucii pe care îl celebrăm astăzi și care a predicat cât de importantă este crucea în viața noastră. Fără cruce nu există mântuire. Lăudați să fie Iisus Hristos!